Bun găsit, Cristi, bun găsit, doamnelor și domnilor. Iată, vorbim practic despre primele explicații oficiale pe care conducerea ASF le dă în fața Parlamentului. Conducerea ASF este așteptată astăzi la ora 12 pentru a explica de ce s-a ajuns în această situație. Pe ordinea de zi vorbim despre astăzi despre prețurile polițelor RCA și despre prețul de referință publicat de ASF în data de 7 martie, de asemenea despre impactul asupra pieței asigurătorilor și a consumatorilor, despre situația controalelor pe care ASF le-a făcut la Euroins, dar și despre câți bani a dat fondul de garantare pentru a plăti daunele asiguraților care aveau polițe făcute la toate cele trei companii care au intrat în faliment până acum. Pentru că, iată, vorbim despre a patra companie mare de pe piața asigurărilor care are probleme financiare în ultimii 8 ani de zile. Fondul de garantare a preluat activitatea celorlalte trei companii, iar până în acest moment vorbim despre 500 de milioane de lei daune pe care fondul de garantare le-a plătit pentru fiecare dintre aceste firme. Și așa cum spuneai și tu, astăzi la Ministerul de Finanțe ar urma să ajungă o propunere din partea ASF pentru plafonarea prețului polițelor RCA pentru o perioadă de 6 luni.